Bună seara, Andrei! Ce mai faci? Bună seara, foarte bine. Am auzit că a fost ziua ta la mulți ani, acum ești major. Cum a fost la majorat? Ne-am distrat. Am avut noroc că a fost fix în ultima zi în care aveam voie petreceri. Ei, de acum gata. Ești Da. major, da? Ești adult și trebuie să devii cetățean responsabil. Gata. De acum stai în casă, porți mască, respecti intervalul orar în care ai voie să ieși afară, da? Știi că după 23 nu mai ai voie afară, decât cu declarație în caz de forță majoră, da? Bun. Ia să vedem. Hai să ne întoarcem la ale noastre. Data trecută, ajută-mă ce am făcut, că nu mi-amintesc. Mi-ați spus să citesc Carapalp Așa. și Da, se să citește Basmul cult, povestea lui Harapalb. Aceasta este denumirea Ion completă, Creangă. da? Povestea lui Harapalb, Basmul cult scris de Ion Creangă. Măi, Andrei, uite cumva că domnii din Ministerul Educației parcă mi-au citit gândurile, pentru că pe 2 noiembrie pe site-ul Ministerului au fost publicate variante noi, atât la română cât și la matematică. Am văzut că la matematică deja ai lucrat cu domnul profesor Lemian din varianta aceea proaspăt postată, da? Așa, să știi că o astfel de variantă a fost oferită de minister și pentru limba și literatura română. Ai văzut-o? Ai reușit să o vezi? Nu, am văzut până acum. Hai că ți-o arăt eu. Uite, o să-ți dau un share screen imediat. Ia să vedem. Uite. Examenul național de bacalaureat 2021, limba și literatura română, pentru filiera teoretică, profilul real, filiera tehnologică și filiera vocațională, toate profilurile, cu excepția profilului pedagogic, care va avea aceleași subiecte cu cei de la profilul uman. Da? Da. Nu s-a schimbat structura, asta e bine, ești deja familiarizat. Iată, avem primul subiect. Aici ai, din câte observ, o scrisoare, da? Drept text suport, pe baza textului suport, cele două părți. Partea A, cu exerciții în special de înțelegere a textului, am lucrat, da? Da. Și partea B, cu textul acela argumentativ, de asemenea, am învățat să facem și un text argumentativ, urmează să mai exersăm, da? Bun. La subiectul al doilea, iată, se prezintă, atenție, un text liric aparținând lui George Bacovia. Textul se numește Pălind și vi se cere să evidențiați relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice. Din câte mi-amintesc, eu data trecută am vorbit despre un alt tip de cerință la subiectul al doilea, și anume despre prezentarea perspectivelor narrative, da? Da. Într-o ședință viitoare, promit că vom aborda și acest subiect. Ce pot să-ți spun acum, însă, Fuguța, este faptul că trebuie să ai în vedere că textul aparține lui George Bacovia. George Bacovia este un poet simbolist și tot ce ai învățat tu la simbolism, ați făcut simbolismul, da? La școală. Da. Așa, să știi că este valabil și în acest text. Și îți va veni ușor. Bun. Surpriza vine la subiectul al treilea. Fii atent, ia uite. În popor se spune așa, gând la gând cu bucurie. Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte în care să prezinți particularități de construcție a unui personaj dintr-un vas cult studiat. Da? Da, povestea lui Harapalb. Așa, sigur că da. Vezi? Știam eu de ce îți dau să citești povestea lui Harapal. Ai citit? Da. Mă bucur. Așadar, Andrei, astăzi
Vom încerca să prezentăm conținutul basmului, îți voi oferi și câteva explicații în ceea ce privește noțiunile de teorie literară. Vom face referire și la curentul literar în care poate fi încadrat acest basm și anume în realism, da? Și evident că îți voi da și structura unui astfel de eseu, în care tu va trebui să caracterizezi personajul, da? Asta înseamnă particularități de construcție a personajului, să-l caracterizezi. Bun, dacă citim noi mențiunile indicate aici, iată ce aflăm. În elaborarea eseului vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea statutului social, psihologic, moral al personajului ales. Da? De unde vom scoate aceste informații? Hai să ne gândim. Statutul social. Păi va trebui să precizăm cine este eroul. Inițial, cine este? Inițial e fiul de împărat. Mezin. Mezinul Craiului, da? Craiului. Așa, iată. Și ce se întâmplă cu acest personaj? Pleacă la drum, în fine, vom povesti imediat, da? Spre împăratul verde ca să-i fie moștenitor al tronului. Pe drum devine harapalb, ceea ce e un oximoron. E, harap înseamnă sclav negru și alb. Sigur că da. Vom discuta imediat. Bravo, ți-ai făcut temele, Andrei, mă bucur. Așa, și practic în călătoria lui, personajul se maturizează, da? De ce? Din fiul cel mic al Craiului, naiv, neexperimentat, predispus greșelii, trebuie să ajungă, sigur că da, trebuie să ajungă în final ce? Un adevărat cap de țară, da? Fiindcă el trebuia să preia tronul unchiului său, împăratul verde. Și, de asemenea, și cap de familie, fiindcă, dacă ți-amintești tu bine, în finalul basmului, Harapalb se căsătorește cu fiica împăratului roșu. Deci, iată, trebuie să știe să-și conducă și familia, da? Pe parcursul călătoriei, observăm și statutul psihologic și moral al personajului, statut care e, de fapt, într-o continuă ascensiune, da? Corect? Pentru că el progresează, se maturizează. Da. Punct de vedere moral, psihologic. La început n-a ascultat de taicăsu și s-a împrietenit cu spânul. Vedem imediat. Păstrează. Știu că ești nerăbdător. Hai întâi să terminăm de citit recomandările de aici, da? Pe urmă, ce mai avem de urmărit? Păi să evidențiem o trăsătură a personajului. O trăsătură. Una singură. Minim una. Da? Cum? Prin două secvențe sau episoade pe care să le și comentăm. E, aici voi avea nevoie de ajutorul tău să-mi povestești. Da? Apoi, să analizăm două elemente de structură, de compoziție și de limbaj ale basmului cult studiat. Da? Iar acestea trebuie să fie semnificative pentru construcția personajului ales. Și uite, ni se oferă și câteva exemple în paranteză, la ce am putea să facem referire. Spre exemplu, la acțiune, și o să vedem noi ce e cu personajul acesta de basm și acțiunile la care participă. Conflict, modalități de caracterizare. Data trecută mi-amintesc că în materialul pe care ți l-am prezentat am vorbit și despre personaje și modalități de caracterizare. Caracterizare directă pe care o face. Cine o face? Narator. Sau celelalte personaje, da? Da. Un tip aparte de caracterizare directă, vorbeam noi data trecută, este și autocaracterizarea. Când personajul se prezintă într-un anumit fel cititorilor, da? Spune despre sine anumite lucruri. Iar celălalt tip de caracterizare,
Deci, în afară de caracterizarea directă? Caracterizarea indirectă. Bravo! Și aceasta de unde reiese? Din ce, cum e îmbrăcat, îmbrăcăminte, trăsături. Ce face? Da, ce face? Ce spune? Ce tip de relație stabilește cu celelalte personaje, da? Iată, din da. Vestimentație, din limbaj, din nume, iată. Ia să vezi, că o să scoatem ceva și de acolo, din nume, ai început tu să-mi spui ceva, ceva. Bun, de asemenea putem să facem referire și la relația incipit-final. Cum începe basmul și cum se sfârșește. Tehnicile narrative, cele despre care am discutat data trecută, da? Așa, perspectiva narrativă. De asemenea am discutat data trecută. Registre stilistice, limbaj și așa mai departe. Bun, Andrei, ia să vedem. Îmi spuneai că povestea lui Harapalp este un basm, da? Ce e acela un basm, Andrei? Nu, fă abstracție de definiția pe care o ai aici. Hai să încercăm noi să definim așa basmul. Cu mintele mele. Așa, sigur. Păi, un basm este o poveste așa. Mai mare. Da. Mereu cu sfârșit fericit. Așa. Și încuprins e forța binelui și forța răului. Aha. Învingătoare fiind forța răului. Binelui. Binelui, pardon. Așa. Într-un pas sunt mereu cuvinte astea. Numerele magice, 3, 7, mă știu, 9, 12, 9. Da? Așa. Da. Și poate că ar mai trebui să precizăm faptul că unele dintre personaje sunt ireale, sunt de domeniul fabulosului, da? Sunt înzestrate cu puteri supranaturale. Bun, hai să traducem cumva ceea ce ai spus tu. Tu mi-ai spus foarte bine, bravo! Deci, e o poveste, adică e o specie literară narrativă. O putem încadra în genul epic. E specia literară a genului epic. Scrisă de obicei în proză, evident, nu? Da. Dimensiunile, tu mi-ai spus că e mai mare, e mai decât o poveste, dar are, totuși nu e la fel de mare ca un roman, da? De aceea spunem că are dimensiuni medii. Întâmplările reale se împletesc cu cele fabuloase, da? Iar personajele se grupează în jurul celor doi poli pe care i-ai precizat și tu, binele și răul. Ceea ce este foarte, foarte important într-un basm este că acesta întotdeauna va prezenta lupta dintre bine și rău, finalizată întotdeauna cu victoria binelui. Așadar, Andrei, tu dacă în eseul tău vei avea o definiție care să sune în felul acesta, basmul este specia literară a genului epic, scrisă de obicei în proză, de dimensiuni medii, în care se prezintă lupta dintre bine și rău, finalizată întotdeauna cu victoria binelui, eu te asigur că vei primi punctaj maxim. Cu siguranță, celelalte aspecte pe care le-am trecut eu aici și despre care am discutat mai devreme, le vei numi și le vei explica în cuprinsul eseului tău, da? Dar esența aceasta este că e o specie epică, are dimensiuni medii, prezintă lupta dintre bine și rău, finalizată întotdeauna cu victoria bine. Da? Da. Așa. Ia să vedem. Uite, eu am trecut aici trăsături și am zis așa că ilustrează o altă lume decât cea reală, populată atât cu personaje reale care sunt construite după modelul celor oamenilor din realitate, cât și cu entități înzestrate cu puteri supranaturale. Uite, aș vrea să ne introduci puțin în atmosfera aceasta de bas. Așa, și să îmi exemplifici trăsătura aceasta, combinată, uite, și cu următoarea. Următoarele, cred. Ia uite, am spus că timpul și spațiul sunt imaginare. Da? Sunt mitice, sunt fabuloase.
Da? Și că elementele reale clar se împletesc cu cele fabuloase, iar personajele au, unele dintre ele au puteri supranaturale. Bun, hai, până aici. Ia povestește. Începutul basmului. Păi, începe cu a fost odată ca niciodată. Adică când? De mult. Când e de mult ăsta? Păi, nu țin minte fix când odată ca niciodată. Odată ca niciodată. Fii atent, în unele basme se spune așa, a fost odată ca niciodată. Pe când făcea plopșorul pere și răchita micșunele, pe când se potcovea puricele cu 99 de oca de fier la un picior și tot îi se părea că e ușor. Adică când? Când poate să facă plopul pere? Niciodată. Da? Bun. A fost odată într-o împărăție tare îndepărtată de la marginea pământului. Da, unde e marginea pământului? Adică niciodată. Nicăieri. În primul rând, pământul nu are margine. Da? Da. Și acțiunea se petrece pe tărâmul acesta și se petrece și pe tărâmul celălalt. Știm exact unde? Nu. Nu. Iată, vezi? Deci clar timpul și spațiul sunt fabuloase. Fabuloase. Bun, a fost odată ca niciodată un crai care avea? 3 feciori. Și un împărat care avea? 3 fete. 3 fete. Da? Discutăm mai târziu de ce 3 și nu mai mulți sau mai puțini copii. Bun. Și ce s-a întâmplat? Fata ăsta, împăratul a trimis scrisoare către crai să îi trimită cel mai destoinic, cel mai viteaz dintre băieții lui, ca să ia să urmeze la tron, deoarece el avea 3 fete și nu se cuvenea. Așa, nu avea urmași pe linie masculină. Bun. Da. Și? Băiatul cel mare, când a auzit, a zis, eu tată, eu mă duc. Stai puțin, Andrei. Transformăm vorbirea directă, adică dialogul, în vorbire indirectă. Tu îmi povestești acum, da? Nu îmi citești din carte. Deci, când a auzit acest activ cel mare? A zis că se duce el, că el e... Că lui se cuvine această cinste fiind cel mai mare dintre fii. Da, da? Să-i dea bani, să-i dea cel mai frumos cal, cel mai bun cal și îndată pleacă. A plecat, tatăl i-a dat, după a plecat și... După ce a plecat, tatăl, craiul, a plecat pe furiș, a luat o piele de urs și s-a ascuns sub un pod. Și când venea băiatul cel mare, tatăl îmbrăcat în pielea de urs, iese pe pod și sperie băiatul cel mare. Acesta rușinat se întoarce înapoi acasă, spune tatănul său că nu e de el decât mort, mai bine se lipsește. De astfel de onoare, da. Astfel de cinste. Bun. La fel se întâmplă și cu fiul cel mijlociu. De ce crezi tu că tatăl a procedat în felul acesta? S-a deghizat în urs, s-a ascuns sub un pod? Ce a vrut să facă tatăl? Posibil știa deja ce îl aștepta pe drum până la împărat. O secundă. Aflăm încă de la începutul pasmului că împărăția împăratului verde se afla într-un capăt de lume, iar crăia istuilalt, se spune în text, în cealaltă parte a lumii. Deci, iată, era distanță foarte mare între cele două țări și cu siguranță drumul ar fi fost unul periculos și doar un tânăr viteaz, curajos, ar fi putut face față călătoriei. De asta tatăl voia să-și testeze feciorii.
înainte, sau feciorul, da, înainte să îi permită să plece la drum. Bun, spuneam că la fel pățește și mezinul. Ia să vedem ce se mai întâmplă. Cel mic se gândește că dacă cei mari n-au reușit, el n-ar reuși. Și s-a dus în spate și a început să plângă. Adică cum este cel mic? Ia să vedem, că noi avem în minte și faptul că trebuie să facem un eseu în care să prezentăm particularități de construcție a personajului. Cum este cel mic? Mai fricos puțin, mai înspăimântat. N-are curaj, sigur că da. Da, n-are curaj. Da? Și timid. Așa, este timid. Cum mai este? Rușinos, lipsit de curaj, spuneam, da? Da. Și ce se întâmplă? Cum stătea el și plângea, apare în fața lui o bătrână... Cerșetoare. Și îi cere doi bănuți sau... Cere să o înviască și pe ea, da? Da. Acesta, fiul cel mic, îi spune să... plece, că are multe pe cap. Baba îi zice că... îl întreabă ce are pe cap. Ce îl preocupă, da. Ce-l preocupă. Din nou o refuză. Refuză să-i zică și până la urmă... De ce oare refuză să-i zică? De ce nu vrea să vorbească cu bătrânul? Pentru că... O consideră? Ne... putincioasă, nu-l poate. Da, de putincioasă, n-avea cu ce să-l ajute. E bătrână, e... Da. Deci, Andrei, iată încă o trăsătură foarte importantă. Tânărul nu este în stare să distingă esența de aparență. A văzut o bătrână, a văzut o gârbovită, a văzut-o fără posibilități financiare, fiindcă ea a venit să cerșească și s-a gândit că... Deci a interpretat doar ce a văzut exteriorul, da? Fără să stea să analizeze lucrurile în detaliu. Da? S-a lăsat înșelat de aparență. Bun, în cele din urmă ce se întâmplă? În cele din urmă baba îi zice... Nu. Băiatul cel mic îi dă bănuți babei și ea... Da, și ea îi zice să... ia hainele vechi ale lui taică-su de măritiș. De... Bărbații nu se mărită, bărbații se mără. Întotdeauna. Da? Da, da. Bătrâna îl sfătuiește să-i ceară tatălui său hainele de când acesta a fost mire, de asemenea și armele de atunci, precum și calul pe care l-a avut la nunta sa. Da? Și îi spune să ia, ca să vadă care este acel cal, să ia o tavă cu jeratic, să o pună în mijlocul Hergheliei și cine și vine și calul mănâncă, calul care va veni și va mânca, acela este calul ales. Așa, bun. Așa face, se duce la taică-su, îi cere... Nu, îi spune mai întâi că vrea și el să plece. Taicu-su îi zice că îi spune că dacă ceilalți n-au reușit, el cum va reuși? Și el că nici atât, sigur. Nu va reuși și dacă totuși vrea să încerce, să nu se mai întoarcă acasă. N-are decât să-și caute hainele și armele pentru că el nu știe unde le-a mai pus și calul crede că e oale și ulcele. Da? Băiatul descoperă hainele și armele unde? În pod. În pod. Într-o ladă, da? Așa, evident că acestea erau puntite într-o stare de neimaginat, da? Da. Iar cu calul procedează așa cum l-a sfătuit bătrâna, ducându-se cu o tavă cu jăratec în mijlocul grajdului. Ce se întâmplă, Andrei? Erau mulți cai frumoși pe lângă și vine cel mai bubos, cel mai urât cal. Cel mai slab, cel mai plicăș. Cel mai slab, cel mai bătrân. Și dă să mănânce. Atunci îl alungă. Cum îl alungă?
Îi dă cu căpăstul. Cu frâul. Nu, cu frâul. Cu frâul. Îi dă cu frâul în cap, îl lovește. Da? Da? Scena aceasta se repetă de câte ori? De a treia oară. E cu de trei ori, da? Iată, ține minte. Încă o dată apare numărul 3 despre care vom discuta imediat. Deci trei fete de împărat, trei feciori de crai, de trei ori îl lovește mezinul craiului pe cal cu frâul în cap. Bun, ce se întâmplă a treia oară? După a treia oară îl lasă și... să-l lovească. Deci calul îi permite tânărului să-l lovească, după care ce face? Se scutură și dă tot jos de pe el și rămâne un cal frumos, tânăr, mare... și înaripat și alb. Da. Bun, după care ce face? După care pleacă și el de acasă cu... Îl pedepsește pe tânăr pentru că l-a lovit cu frâul în cap, da? Purtându-l în zbor până la lună, până la stele și amețindu-l. Deci iată greșeala. Până la soare, tot de trei pedepsită. Bun, ne oprim puțin, Andrei, aici. Fii atent ce avem până aici. Păi, timpul și spațiul clar sunt fabuloase. Timpul e unul mitic, pe care îl vom numi noi ilotempore. Da? Un timp care nu există. Spațiul de asemenea, nu știm unde, într-un capăt de lume, în celălalt capăt de lume, ne-am zăpăcit cu totul. Personajele reale, precum craiul, fiii craiului, împăratul cu cele trei fete, coabitează cu personaje ce țin de fabulos, iată. Bătrâna cerșetoare care știe o grămadă de lucruri interesante. Deja ne ridicăm câteva semne de întrebare. Calul care reușește să se transforme într-un armăsar puternic și înaripat pe deasupra, da? Și care și poate să vorbească. Iată. Da. Da? Este, ce figură de stil este utilizată în prezentarea calului? Dacă îi sunt atribuite, iată, însușiri umane, el poate să vorbească. Personificare. Bravo, Andrei, personificarea, da? Bun, fii atent. Ce am mai descoperit noi? Am descoperit un erou construit după modelul eroilor aparținând operelor realiste, adică știi că realismul este un curent literar care, mă rog, apare așa ca un spirit de frondă împotriva ceea ce scriseseră romanticii. De ce? Dacă romanticii, mă rog, abordau, eu știu, natura sau personajele în scrierile epice la modul ideal, la modul absolut, da? Și prezentau personaje excepționale care se manifestau în situații excepționale, realiștii au venit și au spus, din realitate nu fac parte doar persoane excepționale. Și dacă tot cititorii vor să lectureze ceva, este cazul să schimbăm lucrurile și să prezentăm și personaje care sunt construite după modelul realității. Adică personaje care să aibă atât calități cât și defecte. Iată, păi tânărul nostru, fiul de crai, cel mic, mezinul, e un personaj inițial plin de defecte. Este naiv, neexperimentat, nu are curaj, nu este capabil să distingă între esență și aparență. Corect? Da. Este crud cu animalele și lovește calul cu frâul în cap. Da? Nu este empatic, fiindcă nu înțelege drama prin care trecea cerșetoarea care i-a apărut în grădină și inițial nu vrea să-i dea niciun ban, nu vrea să o miluiască. Da? Deci, iată, e plin de defecte. Însă, atenție, e al treilea dintre fiii craiului. Ia hai să combinăm așa puțin lucrurile.
E al treilea dintre fiii Craiului. Deja destinul lui este stabilit dinainte. El este cel ales. Trei este un număr magic, care are o simbolistică aparte. Trei reprezintă divinitatea, îl reprezintă pe Dumnezeu întrăit în persoană. Voi ați învățat la religie, da? Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Dacă unul este divinitatea și atât, Dumnezeu cel unic, trei reprezintă persoanele Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul, Sfântul Duh. Mai departe. Deci el este, iată, deja cel ales. Are ceva. Acel ceva pe care frații lui, cel mare și cel mijlociu, n-au reușit să-l moștenească sau să-l aibă cumva de la natură, de la divinitate, da? Bun. Și acum, ca să nu crezi că sunt o creștină habotnică sau eu știu cum, am să-ți explic de ce îți spun toate lucrurile acestea și de ce în basme sunt prezente aceste numere magice. Ia gândește-te, acesta este un basm cult, dar tu vezi că eu aici vorbesc în general despre basm. Adică și despre basmul popular. Păi, cine a inventat basmele populare? Ca orice altă creație populară, de altfel. Oamenii din popor, țăranul român, corect? Da. Da? Țăran român care, de-a lungul istoriei, a fost greu încercat de toate, nu știu, vicisitudinile, fie naturale, fie, eu știu, anumite împrejurări, conjuncturi politice și așa mai departe. Și atunci, el a trebuit să muncească din greu ca să poată supraviețui. Singura lui alinare era credința în Dumnezeu. Activitatea aveau țăranii în special primăvara, vara și toamna, corect? Ca și în zilele noastre. Însă, în seriile lungi de iarnă, în jurul focului, își petreceau timpul inventând. Inventând ce? Cântece, poezii, iată, basme. Da? Era și firesc ca nu știu, tot ce avea mai pur, mai frumos țăranul român în sufletul lui să pătrundă în aceste creații. Da? Unul dintre aceste lucruri la care fac eu referire este credința în Dumnezeu. Țăranii abia așteptau ziua de duminică să se îmbrace frumos și să se ducă la biserică. Acolo, la biserică, în prezența lui Dumnezeu, se simțeau ei cel mai bine. De asta vom discuta, vom aduce de multe ori în discuție elemente religioase atunci când discutăm despre basm. Da? Deci, iată, 3 este, de fapt, un număr simbolic care face referire la cele 3 persoane ale divinității. 7, iată, un alt număr magic. Asta vă zic, e de la cele 7 zile în care Dumnezeu a creat pământul? Sigur că da, da? Și în a 7-a zi s-a odihnit. 9. E de 3 ori puterea lui 3. Vai ce număr puternic, vezi? De 3 ori Dumnezeu întreit în persoană. 9 e mai puternic și decât 1 și decât 3, spre exemplu. 12. De 4 ori 3. Cei 12 apostoli. Iată. Da? Și așa mai departe. Bun, foarte bine. Deci tânărul nostru, plin de calități și de defecte, mai mult de defecte decât de calități, asemenea unui flăcău oarecare din satele românești, da? Este totuși al treilea dintre fii, deci cel predestinat, corect? Să facă fața acestei călătorii și să, nu știu, ajungă în final să învingă forțele răului. Bun, hai să vedem. Orice erou de basm, draga Andrei,
fie că vorbim despre basmul popular, fie că vorbim despre basmul cult, să știi că e construit după același tipar. Fie este un tânăr oarecare, fie este fecior de împărat de crai, da? Fie este unicul fiu, iată unul număr simbolic, da? Fie este al treilea. Și există și situații, în special în basmele populare, în care eroul are și câteva calități supranaturale. Uite, îmi vine în minte acum, spre exemplu, un basm popular numit Greuceanu, în care eroul are puterea de a se da de trei ori peste cap și, să se transforme în ce dorește el, o muscă, un tăune și așa mai departe. Ei, nu e cazul eroului nostru, fiindcă mezinul craiului este un simplu flăcău și atât, cu mai multe defecte decât calități. Bun. De regulă, el primește un sfat sau o poruncă. Și, evident, că încalcă acest sfat, încalcă această poruncă. Perturbând în felul acesta situația inițială, care e una de echilibru. Fiindcă încalcă porunca, este nevoit să plece într-o călătorie, călătorie în care va trebui să repare răul pe care l-a făcut. Pe parcursul călătoriei, nu doar că îi revine sarcina să repare ce a stricat și să lupte cu forțele răului, ci este nevoit să se maturizeze, să dovedească că a reușit să, înfrângă în el toate defectele, să le transforme eventual în calități, da? Astfel încât, la un moment dat, să fie capabil, așa cum îți spuneam mai devreme, să devină cap de țară și cap de familie, da? Bun, până să ajungă să învingă forțele răului, mai există un moment, deosebit de important. Un moment în care eroul este expus unui pericol, eventual chiar ucis. Așa cum se întâmplă și în, basmul povestea lui Harapalp, da? Da. Așa, un moment de maximă tensiune care ar corespunde punctului culminant din orice text epic. Bun. Spuneam așadar că într-un bas momentele subiectului au forme diferite. Iată, avem aici scris cu roșu. Situația inițială de echilibru, factorul perturbator, acțiunea reparatorie, călătoria, da? Momentul acesta de maximă tensiune și, în final, odată cu înfrângerea forțelor răului, restabilirea echilibrului inițial. Îmi spuneai tu mai devreme că acțiunea are la bază conflictul dintre forțele binelui și ale răului, dintre adevăr și minciună, și că, în final, triumfă valorile pozitive. Ia să vedem, hai să o luăm așa. Care este momentul în care tânărul încalcă sfatul dat de tatăl său? Atunci când se ridică, când se răcește în pădure și a treia oară când apare spânul în calea lui. De fiecare dată când a apărut, a fost îmbrăcat diferit. Și atunci... Spânul acesta avea oarecare puteri supranaturale. De ce? Fiindcă de fiecare dată își putea schimba fizionomia. Singurul lucru pe care nu îl putea schimba era să nu mai fie spân. Deci cumva tânărul nostru are circumstanțe atenuante, da? Da. Însă tot a încălcat porunca tatălui său și se întovărășește cu, cu cine nu trebuie, lucru care perturbă echilibrul inițial. Ia hai să ne gândim, Andrei, ce s-ar fi întâmplat dacă tânărul nu ar fi cedat și nu și l-ar fi luat drept ghid prin acea pădure labirint pe spân? Oho, păi și acum era în pădure. Și acum, fie și acum era în pădure. Sau... Fie, într-un final reușea el să iasă, ajungea la curtea împăratului verde, împăratul dar nu mai era acțiune... în locul lui. Dar mai fi fost acțiune. A, așa, foarte bine. Și ce n-ar mai fi fost?
Ce nu s-ar mai fi întâmplat? Nu s-ar mai fi împrietenit cu... Nu s-ar mai fi împrietenit cu nimeni, sigur că da. Da. Și nu ar mai fi făcut progrese, nu s-ar mai fi maturizat. Fiindcă, vreau să-ți spun un lucru, spânul acesta, Andrei, deși este un personaj negativ, el este antagonistul textului, da? El are un rol foarte important. El este, de fapt, un adevărat pedagog pentru Mezinul Craiului. Dacă nu ar fi fost spânul, tânărul Mezinul Craiului nu ar fi avut niciun motiv să încerce să-și învingă defectele. Da? Da. Ei, ea povestește în momentul acela din pădure, cu când anume tânărul se întovărășește cu spânul. Ia să vedem ce s-a întâmplat mai exact. Păi ajunge, după ce trece de poș, ajunge în pădure, tatăl i-a sfătuit să se ferească de spân și de omul roșu. Așa. Ajunge în pădure... Am înțeles, a treia oară și îl ia drept călăuză pe spân. Bun, din momentul acela spunem ce se întâmplă. Merg ce merg și la un moment dat spânul îi cere plosca. Mezinului plosca cu apă, acesta o varsă pe jos și îi spune Mezinului că mai în față este o fântână. Cu apă ajuns la fântână și limpede. Cu apă, da, și rece. Așa. Ajuns la fântână, spune, zice Mezinului să coboare, acesta îi spune din nou că el nu coboară, să coboare spân. Să coboare el. Pentru a-l convinge, da, să coboare în fântână, inițial, spânul face el primul acest gest și spune fiului de crai că în fântână e răcoare, că apa e limpede, e bună și că ar fi bine să coboare și el să se răcorească. Bun. Ce se întâmplă? După trage capacul peste fântână, se urcă pe capac. În fântână, da? Da. Mezinul în fântână. Și îi spune mezinului că dacă vrea să iasă de acolo, trebuie să îi dea identitatea lui, să-i dea hainele, armele și să-i spună cu ce scop traversează pădurile. Așa. Acesta, ținând la viața lui, îi spune tot și după spânul îi spune că de acum nu mai ești mezinul. Ești transformăm în vorbire indirectă. Îi spune că... Că el nu mai e... Că va fi, că de aici încolo va fi sluga lui. Harapalb. Că se va numi Harapalb. Va trebui să-i fie credincios până când... Până când moare. Va muri și va învia din nou. E foarte important să subliniem aspectul acesta, da? Deci spânul îi cere mezinului craiului să facă schimb de identități, sub amenințare, evident, da? Așa, și îi spune că îi va fi credincios până va muri și va învia din nou. Jurământul, atenție, este făcut pe paloș. Paloșul acela, care era de fapt al tatălui de când fusese mire. Paloș care îl va proteja cumva pe tânăr, da? Și îl va ajuta să învingă forțele răului și să restabilească situația inițială de echilibru. Bun, ieșind din fântână, tânărul își ia rolul în serios, devine Harap Alb. Îmi spuneai tu că numele tânărului este un oximoron. Dar mai știi ce e acela un oximoron? Două lucruri care sunt, sunt opuse. Așa, e o figură de stil care presupune existența a doi termeni opuși
dar care totuși par să-și tragă substanța unul din celălalt. Da? Cred că ați învățat chestia asta undeva prin clasa 8-a, aveați un text liric aparținând lui Lucian Blaga, se numea Izvorul Nopții, era o poezie de dragoste, da? Era un monolog liric adresat, iar eu liric îi se adresa iubitei în felul acesta. Așa-s de negri ochii tăi, lumina mea. Da? Așa-s de negri ochii tăi, încât din ei par să izvorască lumini. Iată, păi, dacă e negru, negrul n-are nicio legătură cu lumina, da? Așa și aici. Iată, oximoronul alb-negru, da? Tânărul este de origine nobilă, de asta este alb, însă, datorită neascultării, devine harap, adică slugă. Slugă neagră, da? Da. Slugă neagră, care nu are absolut niciun drept. Devine rob, iată. Spuneam că din acest moment, spânul devine un pedagog neîndurat, un pedagog crâncen și îl ghidează cumva pe harap alb în drumul maturizării sale, încercând de fiecare dată să-i piardă viața. Se întâmplă lucrul acesta, o să te rog să mă lași pe mine să povestesc bucățica aceasta, da? Ca să ne încadrăm și în timp cât de cât. Spuneam că încearcă de fiecare dată să-i piardă viața. Astfel, atunci când au ajuns la curtea împăratului verde și atunci când împăratul i-a servit la masă spânului, presupusului nepot al său, sălăți, folosind ghilimelele, din grădina ursului, acesta îl trimite pe harap alb să-i aducă aceste salate, gândindu-se că nu va izbândi și în felul acesta poziția lui nu va mai fi amenințată. Da? Atâta vreme cât harap alb era în viață, ar fi putut oricând să dea în vileag episodul acela din pădure, da? Lucru care cu siguranță l-ar fi mâniat pe împăratul verde. De asemenea, tânărul este trimis să aducă și pielea unui cerb fermecat, piele bătută cu pietre nestemate. Pielea aceea trebuia să fie adusă cu tot cu cap, fiindcă în fruntea cerbului se afla cea mai mare și mai frumoasă dintre pietre. Aceste două probe sunt trecute cu ajutorul Sfintei Duminici, bătrâna din pădurea, pardon, din grădina tatălui său, da? Așa. În cele din urmă, tânărul este trimis să o aducă pe fiica împăratului roșu. A tăiat probă. Care era, sigur că da, mare farmazoancă, adică mare fermecătoare. Știa ea ce știa, vedem imediat. Bun. Voiam să mai subliniez un fapt și anume că pe măsură ce narațiunea continuă, sunt folosite anumite formule care să indice lucrul acesta. Formulele acestea parte de numirea de formule mediane. Iată, și merse cale lungă să-i ajungă zi de vară până în seară sau eu știu. Da? Astfel de formule au rolul de a face trecerea de la o secvență narrativă la alta și de a întreține suspansul, și anume curiozitatea cititorilor. Da? De asemenea, ne mai ajută să mai înțelegem faptul că în acest text în care este prezent un singur fir narrativ, tehnica narrativă folosită este cea a înlănțuirii. Da? Evenimentele sunt relatate unul după celălalt în ordinea desfășurării lor. Dacă tot am amintit de formulele acestea mediane, poate că ar fi trebuit să precizăm
aceste lucruri la începutul discuției noastre. Obligatoriu trebuie să vorbim și despre celelalte clișee compoziționale, și anume formula inițială și formula finală. Despre cea inițială am vorbit, da? Prin ea se introduce timpul și spațiul acesta care sunt nedeterminate, sunt vagi, pe de o parte. Însă, pe de altă parte, ia gândește-te puțin. Formula aceasta inițială este spusă de către narator. Mie mi se pare aici că se întâmplă o chestie interesantă, Andrei. Fii atent, naratorul propune, de fapt, o convenție cititorilor. A fost odată ca niciodată, pe când făcea plopșorul pere și răchita micșunele, adică e un soi de a spune, hei, oameni buni, ceea ce urmează să vă spun eu acum. Nu s-a întâmplat niciodată și nici nu se va întâmpla, fiindcă așa ceva nu există în realitate. Voi însă trebuie să ascultați, nu aveți de ce să vă speriați, fiindcă dacă nu se întâmplă în realitate, da? Clar nu vi se poate întâmpla nimic rău. Așa, va trebui să așadar să ascultați, să vă relaxați în momentul lecturii sau audiției basmului respectiv și să învățați ceva, să învățați că dacă veți fi buni, dacă veți fi cinstiți, dacă veți iubi adevărul, întotdeauna veți reuși să progresați, să învingeți, așa cum eroul despre care urmează să vă vorbesc a reușit să se maturizeze, să progreseze. Da? Da. E o convenție, așadar, formula aceasta inițială, între narator și cititor. Da? E o convenție prin care cititorul acceptă fabulosul. Atenție, fabulosul, nici de cum fantasticul. Da? Bun. În momentul în care se termină basmul, ia să vedem, există și acolo un clișeu compozițional folosit, și anume formula aceea finală. Și am încălecat pe așa și v-am spus povestea așa, eu știu, mai sunt și altele, și am încălecat pe roată și v-am spus povestea toată. Mie mi se pare că și chestia asta face parte din convenția Andrei. E ca și când naratorul ar spune, hei, oameni buni, fiți atenți, acum s-a terminat ce aveam să vă povestesc. E timpul să vă întoarceți la viețile voastre, alea reale, la treburile voastre de zi cu zi și să rămâneți numai cu învățătura. Gata, basmul s-a terminat. Întoarceți-vă la treabă. Cum e și asta altă? Și am încălecat pe căpșune și mi-a spus o mare minciună. Mare și gogonată minciună, sigur că da. Dar fii atent ce se întâmplă în basmul acesta, cult. Uite, naratorul, în momentul în care folosește această formulă finală, nu ezită să introducă aici și o reflecție socială. Știi ce zice el în final? Zice așa. Și a fost o nuntă mare, în fine, cum spune el, și a ținut veselia ani întregi. Și acum mai ține încă. Asta face parte din formula finală. Și mai departe. Cine se duce acolo? Be și mănâncă. Iar pe la noi, cine are bani, bea și mănâncă. Iar cine nu, se uită și rabdă. Da? E o metodă și de a reflecta pe tema realității sociale, deranjante, da? Așa, dar este și o metodă de a întoarce cititorul înapoi în lumea lui, de a-l scoate din planul acela fabulos al basmului. Da? Da, Andrei? Da. Bun. Despre numere și obiecte magice, despre numere magice am vorbit, ți le-am explicat, da? Obiecte magice? Nu am vorbit despre obiectele magice. Uite, ia fii tu atent. În momentul în care tânărul este trimis să aducă salatele acelea din grădina ursului, am spus noi că el este ajutat de Sfânta Duminică, corect? Da. Dar, bun. Care ce îi dă tânărului? O licoare piele. De somnoroasă pe care s-o toarne în fântâna din care bea ursul ca să-l adoarmă, da?
Și blana aceea de care spuneai tu, pe care i-o dăduse tatăl său, ca să o arunce pe urs dacă acesta cumva se va trezi și îl va ataca. Da, eu am crezut că noaptea, cât timp Harapalp doarme, Sfânta Duminică se duce și varsă și îl trezește pe Harapalp și spune că a dormit, du-te, îmbracă pielea și du-te acolo. Da, este licoarea aceea care este turnată în fântână, este de fapt un obiect magic, considerat obiect magic, știi? Pe urmă, când trebuie să aducă pielea cerbului? Ce-i dă Sfânta Duminică? Cum îl ajută? Îi dă obrăzarul și sabia lui statu palmu barbăcot. Îți amintești? Da. Alte obiecte magice. Bun, sărim peste câteva episoade, ajungem spre finalul basmului, la ultima probă, aceea la care este supus, mă rog, impropriu este supus Harapalp de către fata împăratului roșu, că de fapt la proba aceea trebuiau să participe turturica fetei și calul lui Harapalp, da? Să aducă ce? Ce trebuiau să aducă? La final. Să aducă pe... apa... așa. Apa vie și apa moartă. Apă moartă și trei smintele de măr dulce de unde se băteau munții în capete. De ce îi trebuiau fetei împăratului roșu aceste lucruri? Asta nu știu, dar știu că cu ajutorul... Ce-a făcut la final cu ele? Păi da, cu ajutorul lor l-a înviat. Pe... așa, după ce... l-a readus la viață pe Harapalp după ce... Spunul la decapitat, sigur că da. Da? Acestea sunt și ele considerate obiecte magice. Da? Observi? Da. Bun, obiecte, bun, în basme mai există și alte obiecte magice, de genul peria fermecată care aruncată în spate se transformă într-o pădure deasă și întunecoasă, astfel încât dușmanul să nu-l ajungă pe erou. La fel, oglinda fermecată și aruncată în spate se transformă într-o apă adâncă și, în fine, așa, rolul ei este tot acela de a-l opri pe răufăcător. Da? Da. Bun. Andrei, ia să vedem noi. Eu mai am aici un material pregătit. În mare prezintă ce ai văzut și pe primul material. Așa. Spuneam că basmul nostru este totuși un basm cult, adică are autor cunoscut. Da? Și observăm că pe lângă trăsăturile pe care le-am putut identifica, cele care erau cuprinse în primul material, pe lângă acelea, ia uite, mai există și elemente legate de stil. Stilul unui basm cult este întotdeauna unul elaborat. Iată, dacă ai citit de curând basmul, ai observat că narațiunea se îmbină cu dialogul și cu descrierea, da? Așa, pe când într-un basm popular, dialogul și descrierea sunt absente. Se preferă narațiunea, da? De asemenea, ce mai e trecut aici? Faptul că formula estetică este una realistă și am demonstrat că eroul nostru este construit asemenea unui personaj desprins din curentul literar numit realism, da? El are atât calități cât și defecte. Despre titlu am discutat, ia să vedem. Alte elemente, da? Pe care le putem folosi în compunerea noastră. Ia uite, motivele narrative, superioritatea mezinului, călătoria, pe care o face, evident, supunerea prin vicleșug, muncile, demascarea răufăcătorului din final, pedepsa și căsătoria. Da? Andrei? Bun. Acum, ce părere ai tu
Am înțeles. Personajul acesta se maturizează pe parcursul călătoriei, nu este musai inițial un personaj plin de virtuți, din contră, are foarte multe defecte. Însă ce părere ai tu despre narator? Naratorul îl simpatizează sau nu? Mă gândesc că dacă l-ar simpatiza, nu i-ar fi pus toate problemele grele. Eu știu. Totuși, el este cel alesul. Cel ales. E al treilea. Deși greșește și, da, și greșește și calul cu frâul în cap, eu știu, nu este atent și încalcă porunca părintească și așa mai departe, iată că el este totuși ajutat. Da, da. Și mai e o chestie, știi că mai zice naratorul la un moment dat despre personaj. E, și Harapal boboc în felul lui la astfel de trebi. Mai folosește și anumite, nu știu, diminutive atunci când se referă la el. Și mai folosește și dativul etic. Se implică afectiv naratorul sau nu? Ce părere ai? Eu m-am gândit că nu ar avea încotro fiind al treilea, adică viața e deja scrisă. Destinul este deja scris, sigur că da. Da, și oricât ar încerca naratorul să îngreuneze situația, tot acolo o să ajungă. Tot binele învinge. Găsim că aveam eu pe aici. Cred, niște citate. Imediat găsim, Andrei. Ia să vedem. Materialul e unul amplu, să-l citești tu integral acasă, da? Așa. Nu. Ia uite, sunt folosite anumite propoziții interogative. Din păcate nu le-am prins aici în citat. Chiar îmi pare rău. Și de asemenea sunt prezente în text și anumite enunțuri exclamative. Este prezent dativul etic. Da? Lucruri care și unde nu miți-l luă și unde nu miți-l înșfăcă, miți-l ăla este de fapt dativul etic. Da? Și aceste elemente sunt utilizate de regulă pentru a arăta faptul că naratorul își simpatizează personajul și se implică afectiv. Este cel mai... Uite, dar numai din ce spune, că tânărul era boboc în felul lui la astfel de trebi. Adică era boboc, era tânăr, era neexperimentat. A greșit nu că a vrut, a greșit din neștiință. Că dacă ar fi știut, n-ar fi greșit. Iată, nu se implică afectiv? Ce părere ai? Se implică, dacă da? Și atunci, este un narator care narează la persoana a treia, este omniscient, este omniprezent, este omnipotent, dar nu mai e atât de obiectiv. Da? Da. Și atunci, înseamnă că este un narator extradiegetic, reprezentabil, spuneam noi, da? Ia să găsim acolo ce am notat. Iată, e un narator extradiegetic reprezentabil. Totuși, narațiunea fiind realizată la persoana a treia, focalizarea este zero, da? Aici ai trecut modurile de expunere, clișeele compoziționale despre care am discutat, construcția subiectului, pe care de asemenea am numit-o și am și explicat-o, da? Situația aceea inițială de echilibru, partea pregătitoare, evenimentul care dereglează echilibrul inițial, fiindcă tânărul încalcă porunca părintească, drumul pe care îl are de parcurs și în drumul lui apar donatorii. Ia să vedem. Furnica și Albina. Furnica și Albina.
Dar știi că și Sfânta Duminică poate să fie un donator, că la urma urmei da, că i-a dat porțiunea. Da? Și ajutoarele. Care sunt ajutoarele? O chilă, păsărilă, flămânzilă, setilă, da? Și gerilă. Da? Gerilă. Aceștia sunt cei cinci prieteni. Pe care îi face pe parcurs. Monstruoși, da? Bun. Pe care tânărul îi întâlnește în drumul său și ia fi atent ce face. Nu mai procedează așa cum a procedat la curtea tatălui său și în pădurea labirint, nereușind să facă distinție între aparență și esență. Mm? Dacă aici... Inițial a văzut-o pe bătrână în ipostaza unei cerșetoare și nu s-a gândit că sub această aparență poate să se ascundă cineva atât de important precum Sfânta Duminică. L-a văzut pe cal bătrân, slab și așa mai departe, s-a gândit că calul acesta nu are cum să-i fie de folos și s-a comportat urât cu el. Ei, în momentul în care îi întâlnește pe acești cinci prieteni, da? Flămânzilă, setilă, gerilă, ochilă și păsărlăți lungilă, este capabil să vadă în ei faptul că anumite defecte ale lor se pot transforma în calități mai târziu. Și să considere că și aceștia pot fi valoroși și pot fi utili. Da? Deci, iată, acum este în stare să distingă între aparență și esență. Înainte de a ajunge totuși la performanța aceasta, tânărul mai trece printr-o etapă așa în care se maturizează și anume... la un moment dat este capabil să-și asume propriile decizii și să ia hotărâri pentru alții și hotărâri bune pentru ființe aparent neînsemnate. Știi la ce mă refer? Pleacă de la împăratul, de la împăratul verde spre curtea împăratului roșu. Prima dată cu cine se întâlnește în cap? Cu... O nuntă de... fur? De furici. Care treceau pe un pod. Și ce hotărăște Harapalb văzând lucrul acesta? Să nu treacă peste ei. Așa, să treacă prin apă cu riscul de a se înneca numai pentru a salva viața atâtor ființe. Înțelegi? Deci iată. Da. De ce? Pentru că atunci când va ajunge împărat, va trebui să hotărască pentru binele tuturor, uneori chiar riscându-și propria-i viață. A învățat să pună preț pe viețile aparent neimportante. Și a învățat și, în călătoria aceasta, spune. Și de răsplată i-a dat și o aripă de regine, o aripă. Sigur că da, fiindcă și o ființă neimportantă poate să fie de ajutor. Da? Și o ființă atât de mică precum furnica poate fi de ajutor. Da? Iată, în cele din urmă, hotărăște să ia pe cei cinci, spuneam, gerilă, flămânzilă, setilă, ochilă și păsărlăți lungilă, în călătorie cu el. Aceste cinci personaje sunt și ele construite în mod realist, fiindcă seamănă, nu știu, mie îmi seamănă foarte bine cu personajele alea din amintiri din copilărie. Nu știu de ce. Îmi seamănă, nu știu, cu țăranii din Humulești. Știi? Ei sunt dintr-o bucată, vorbesc ca în Humulești, ca țăranii de acolo, da? Au diverse defecte care sunt evident că sunt amplificate, da? Uite, spre exemplu, flămânzilă. Este tipul omului care se închină zeului
numit mâncare. Da? Este omul care mănâncă foarte mult. Setilă este cel care bea foarte mult, alcoolicul. Da? Oh. Adică fiecare, în fiecare sat, în fiecare comunitate există oameni. Există unul. Corect? Da? Iar în, prin aceste personaje, de fapt, sunt ridiculizate viciile respective. Ele sunt, personajele astea sunt croite după niște tipare umane. Da? Chiar dacă par ele din sfera fabulosului, așa. La fel, gerilă. Ei, cu ochilă și cu păsările slângilă se schimbă puțin lucrurile, fiindcă deja trecem într-o altă sferă. Ne îndepărtăm de vicii și ajungem cumva spre genialitate, dacă vrei. Ochilă este cel care are un singur ochi. În momentul în care îl ține deschis, vede, totul e cu susul în jos, da? Și în momentul în care îl închide, toate lucrurile se văd foarte, foarte clar. Este omul, reprezintă omul care are o capacitate fantastică de a înțelege lucrurile și de a le ordona. Om care, de regulă, nu este înțeles de restul comunității, este marginalizat, da? Păsărlăți lungilă, cel care se lungește și se lățește după cum dorește pentru a prinde păsări din copaci și pe care apoi să le mănânce. Ia uite, se lățește și se lungește după cum dorește pentru a-și atinge scopul. Este omul capabil de orice sacrificiu ca să obțină ceea ce dorește. Corect? Da, iar și astfel de oameni în comunitățile noastre, în orice comunitate, de fapt, nu sunt înțeleși și sunt marginalizați. Corect? De ce am zis că nu vezi? Nu. De cele mai multe ori cam așa se întâmplă. Cei plini de vicii la fel sunt marginalizați și cei care par să fie peste nivelul majorității membrilor comunității, de asemenea sunt marginalizați fiindcă nu sunt înțeleși. Corect? Da. Așa. Bun. Și atunci, iată, tânărul harap alb are capacitatea să înțeleagă că și aceștia, dacă știi să îi ajuți, să îi îndrumi într-o direcție bună, pot fi de folos comunității sau pot fi și ei folositori la ceva. Și reușește să facă lucrul acesta. Așa că atunci când va fi împărat, cu siguranță va fi un împărat bun. Un împărat nu-i va trata pe toți la un loc, știi, la grămadă, ci pe fiecare dintre supușii lui îi va trata individual și va găsi partea bună pe care o va și scoate în evidență. Da? Da. Bun. Așa, aici am făcut o prezentare a subiectului. Da? Pe momente o să citești, dar deja mi-ai povestit foarte frumos. Bravo! Bun. Dacă vorbim despre compunerea aia de caracterizare de personaj și cu asta încheiem, ai putea, dacă vrei, să-ți notezi, dacă nu reții, cum dorești. Păi, ce trebuie să facem noi? Să vorbim despre exact ce am vorbit acum, numai că trebuie să le aranjăm într-o anumită ordine și eu aș propune să le aranjăm în această ordine. Inițial, tânărul este mezinul craiului. Da? Cel mai naiv. Este naivul, sigur că da, este copilul care beneficiază de toată grija, de toată atenția, de toată iubirea părinților și singur nu prea reușește să se descurce. Da, acum se întâmplă și în zilele noastre de foarte multe ori. Bun. În momentul în care greșește în casa părintească, este sancționat, dar sancțiunea este una ușoară. Îl ia calul și îl poartă de câteva ori până la nori, până la lună, până la stele și l-amențește puțin și atât. Ei, fii atent ce se întâmplă. În pădurea labirint, atunci când greșește, greșeala este aspru sancționată. Exact ca în realitate. Pleci de acasă, Andrei, da? Ai împlinit 18 ani. La un moment dat o să pleci de acasă, o să te muți singur, ai să ai un serviciu adevărat, da? Și o să trebuiască să trăiești pe picioarele tale, așa se spune, adică să ai singur grijă de tine.
Dacă acum ți se întâmplă să greșești, sunt părinții tăi care întotdeauna te vor ajuta. Te vor pedepsi, evident, că na, lucrurile nu pot să rămână nepunctate, da? Însă în momentul, ia gândește-te, în momentul în care ai plecat, te-ai mutat singur și ai uitat să-ți plătești lumina. Ai uitat, efectiv, nu musai că n-ai avut bani. Ai uitat. Ce se întâmplă? Nimeni nu stă să te înțeleagă că știi că ai avut o perioadă mai aglomerată, mai agitată și vai de mine, sărăcuțul de tine. Nu. În viața reală, orice greșeală se sancționează aspru. Asta pățește harapalb. Asta pățește mezinul în momentul în care iese din spațiul protector al familiei și devine harapalb. Novicele, cel supus inițierii. Da? Bun. Trece prin tot felul de întâmplări. Întâmplări de natură să-l formeze, să-l maturizeze, până când ajunge, într-un final, să devină inițiatul, adică împăratul, cap de țară și cap de familie. După ce treci prin toate etapele acestea și evidențiezi, bineînțeles, trăsăturile tânărului și precizezi și mijloacele de caracterizare, directă, indirectă, da? Așa. În concluzie, în încheiere, nu ar fi rău să concluzionezi cu faptul că drumul acesta pe care îl urmează personajul în devenirea sa conferă întregului text caracterul de Bildungsroman. Bildungsromanul este o operă literară în care este urmărit drumul devenirii unui erou, drumul maturizării unui erou. Iar maturizarea aceasta este concretizată în trecerea probelor. Da? Da. Și modificarea statutului social și nu doar social, ar fi trebuit să adaug aici și modificarea statutului psihologic și moral al protagonistului, corect? Sub îndrumarea evidentă a pedagogului neîndurat și anume a spânului. Da? Da. Bun. Mai e trecute aici și niște simboluri, pe acestea le poți folosi și pe acestea explicațiile pe care ți le ofer aici. Da? Așa, iată, am vorbit despre pod. Podul de regulă reprezintă trecerea dintr-un spațiu în altul, de la o etapă a vieții la alta. Primul pod, cel de sub care îi apare tatăl său deghizat în urs, da? Iată, părăsirea spațiului protector al părinților lui, da? Și intrarea într-o altă lume, în lumea reală, în care nicio greșeală nu mai este iertată. Iar cel de-al doilea pod, acela cu furnicile, da? Reprezintă, de fapt, trecerea într-o altă etapă a maturizării sale, fiindcă acum, iată, eroul are inițiativa actelor sale. De asemenea, coborârea în fântână despre care am vorbit, da? Este... Uite, exact că tot vorbeam noi de religie și de Dumnezeu. Este, știi ce reprezintă? Știi că după ce se nasc copiii, sunt botezați. Știi? Cu apă. În numele Domnului, așa se zice, sunt botezați. Păi, tânărul coboară în fântână, își pierde identitatea și capătă o alta și un alt nume. E un soi de botez din acesta, simbolic, dacă vrei. Da? Apa aceea a fântânii este o apă care îl ucide în calitatea lui de mezin al craiului, moștenitor al tronului împăratului verde și îl face să se nască în ipostaza lui de învățăcel al spânului, de rob al spânului de harapal. Eu mai știam că fântâna este și binele. Știam asta din fântâna dintre flopi. Sigur că da, e un loc al binelui. Este, uite, este atât un spațiu, ia uite, e un spațiu al nașterii cât și al regenerării. Moare ca, am spus, ca mezina al craiului și se naște ca rob al spânului. Dar toată perioada aceasta pe care el o petrece alături de spân este spre binele lui. Ce am discutat noi mai devreme? Că dacă nu ar fi existat acest spân,
Nu numai că nu s-ar mai fi întâmplat nimic în text, ci că... N-a mai fi existat Harapalb. Sigur că da, nu ar mai fi avut niciun motiv să evolueze. Da? Da. Iată. Bun. Ei, și ce mai aveam aici? Decapitarea eroului aceea din final, aceea care rupe jurământul pe care l-a făcut tânărul în fântână. Da? Chiar dacă i-a fost supus. A încălcat jurământul. Sigur că da, i-a fost supus pânului până când a murit și a înviat din nou. Da? Andrei? Da. Bun. Câte ceva despre trăsăturile personajelor găsești și aici, în special despre Harapal. Iar pentru data viitoare, Andrei, o să te rog să faci eseul de la această variantă. Imediat după ce finalizăm meditația, care cu siguranță a fost mai lungă decât ești obișnuit, dar n-am avut încotro, fiindcă voiam să mă asigur că am reușit să-ți lămuresc toate lucrurile. După ce finalizăm meditația, spuneam, o să-ți trimit pe WhatsApp materialele pe care le-ai văzut astăzi, atât varianta aceea publicată pe 2 noiembrie pe site-ul Ministerului, cât și cele două materiale, unul cu noțiunile de teorie literară și celălalt cu explicațiile la basmul acesta. Da? Încă o dată recapitulăm și te las. O să ai o introducere în care vei vorbi despre ce înseamnă personaj, ce e acela un personaj, da? Ce ai în materialul acela cu narațiunea pe care ți l-am trimis data trecută, da? Și ce e acela un personaj de basm, da? După care, în cuprins, vei merge pe tiparul acesta al eroului de basm, și anume inițial este naiv, după care este supus inițierii și în cele din urmă ajunge în ipostaza de inițiat, iată, împărat și cap de familie, da? Evident că în cuprinsul tău vei numi și trăsăturile personajului, vei face referire și la episoadele în care tu ai surprins aceste trăsături, deci vei povesti, dar atenție, vei povesti atât cât să te ajute să ilustrezi trăsăturile respective, da? Și totodată vei și numi modalitățile de caracterizare, directă și indirectă. Evident că vei face referire, că nu ai cum altfel, și la relația cu celelalte personaje, da? Fiindcă eroul e în permanentă relație cu câte un personaj. În cele din urmă, Andrei, vei concluziona spunând că drumul pe care îl parcurge eroul de la curtea tatălui său până la curtea împăratului roșu, verde, apoi spre împăratul roșu și înapoi la împăratul verde, reprezintă, de fapt, drumul devenirii sale, lucru care conferă întregii opere caracterul de bildungsroman. Da? Da. Aștept cu interes eseul tău. Ne vedem data viitoare. La revedere! La revedere!